Bună ziua, prieteni! M-am gândit să mai fac un video, să vă prezint noutățile din microfermă. Pisoii au mâncat bine. Acum își fac somnul de frumusețe. Așteaptă să le dau și laptele. Când mulg, le dau spuma de la lapte. Vreau să vă spun că în 31 iulie s-a montat bătrâna și în 2 zile s-au montat 6 capre. Deci în 31 și în 1 prințul a montat 6 capre, mai puțin sura și surița nu s-au montat. Acum nu știu câte o să rămână, câte au prins, pentru că totuși au fost prea multe odată. Din păcate, avem și 2 vești destul de proaste. Sura, ghinionista fermei, și-a prins ieri unghia din spate, de la piciorul din dreapta spate, undeva, nu știu unde, și aproape că și-a smuls-o. Acum abia calcă pe picior. Du-te, prinț! Ești aproape smulsă de acolo din carne. Acum mai stresează și prințul. A doua veste destul de proastă. Scroafa nu știu de ce șchiopătează și ea. Chiar mai înainte am intrat la ea să o controlez, dar nu se vede să aibă nimic la piciorul din stânga față. Dar nu poate călca pe el. L-am căutat, l-am palpat, nu este cald. Nu știu ce ar putea să aibă. Este vorba de piciorul de jos, de la podea. Din păcate nu prea mai mănâncă. Este și gestantă în ultima lună de gestație. Destul de nasol. Nu știu, va trebui să vorbesc cu un medic, să vedem ce aș putea să-i dau. Probabil să fie ceva injecție antiinflamatoare. Este și cald iarăși. Să aibă, am uitat să văd să nu fie înțepat în ceva cui, dar nu s-a văzut. Parcă totuși se vede un pic umflat deasupra unghiei. Trebuie să mai verific încă o dată. Deci 6 căprițe s-au montat într-o zi jumate, 2 zile, în 31 și în 1. Deci a fost, țapul aproape a fost epuizat. Acum să vedem câte au rămas gestante după 21 de zile, câte se vor mai întoarce. Eu sper să fi rămas toate, să fi avut putere țapul să fi rămas toate. Grăsurile sunt bine, mănâncă și ei, dar nu cum ar trebui, datorită căldurii. Din nou se face cald. Totuși a fost bună ploaia, că a mai salvat ceva. Mai trebuie să mă apuc la muls. Să-și revină și sura cât de repede. Mă o doare destul de tare unghia. Este bine că mănâncă. Că nu poate să stea mult în picioare, pentru că nu poate călca pe picior. Aici avem pe Stella, cea mai blândă căpriță.
și Bela este foarte blândă, Iada de anul trecut. Pur și simplu când vin la mult, spun scaunul jos și se vine singură la mine la scaun și se întoarce să o mulg. Este foarte cuminte și ea. Să sperăm că se vor rezolva cele două probleme. Mă îngrijorez mai tare de scroafă pentru că este și grea. Nu știu cum ce aș putea să-i fac, ce tratament aș putea să-i fac. Aici lucerna începe să regenereze în spate, ajutat un pic ploaia de săptămâna trecută sau de luni, nu știu când a plouat, mai știu exact, cred că în 31, cred că duminică, dar mai fi bună încă cel puțin o ploaie, am mai anunțat pe luni. Cam despre asta am vrut să vă povestesc în video de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi bună. Thank you.
Acum am observat că a intrat în călduri și iada de anul ăsta. A dat foarte repede, la 5 luni putem spune. 6 luni aproape. Dar după cum am plănuit, am lăsat iedul cu ea, care n-are decât 4 luni jumate. Sper să nu prindă din prima, să se întoarcă, să se mai monteze la 7 luni. Să mai aibă timp să crească. Pentru că este murdară la coadă, înseamnă că țăpișorul a montat-o azi noapte. Și vede că este destul de epuizat. Când a umblat cele 6 capre, am fost curios să văd cum se manifestă, cum se descurcă, și am băgat pe micuța. Vreau să spun că am montat-o de vreo 6 ori în câteva minute. Bineînțeles că nu cred că este apt de reproducție, dar este foarte prolific. Are comportament de țap matur. Acum am vrut să experimentez, să văd. De aceea l-am și ținut și nu l-am tăiat. Vreau să montez iada cu el. Ei sunt normal frați de tată, dar nu este o problemă, nu este o consanguinizare așa de mare. Decât să o monteze tata ei, mai bine frate de tată. Iduța umblă foarte bine, dar asta sper să nu rămână. Ed este tânăr totuși. Să rămână undeva prin octombrie, septembrie-octombrie. Să aibă măcar 7 luni. Pentru că ea mai crește. Încă o dată vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi bună.